Ajutorul lui Dumnezeu nu poate fi împiedicat nici de oameni, nici de diavoli pentru a ajunge la noi. Nimic nu este greu pentru Dumnezeu, nici pentru un sfânt. Numai noi, prin puțina noastră credință, împiedicăm marile puteri dumnezeiești să se apropie și să ne ajute. Și deși există o atât de mare putere lângă noi, fiindcă există în lăuntrul nostru elementul uman într-o mare măsură, noi nu îl putem înțelege pe cel dumnezeiesc, care depășește toate puterile omenești ale întregii lumi, pentru că puterile dumnezeiești sunt atotputernice. De multe ori pierdem ore întregi în zadar ca să aflăm singuri rezolvarea unei probleme, folosind toată lipsa noastră de experiență. Capul ni se face sonerie, ochii ne ustură, somnul nu ne prinde pentru că ne-a prins aghiuță cu gânduri insistente. În cele din urmă aflăm o soluție, dar după aceea Dumnezeu ne dă o altă soluție, o soluție mai bună la care nu ne gândisem, iar noi rămâneam cu durerea de cap și cu nopțile nedormite. Oricât de corect ar fi părerea noastră, dacă nu-L punem pe Dumnezeu înainte, mintea se obosește și ne vine durerea de cap în timp ce rugăciunea cu încredere în Dumnezeu odihnește. De aceea, cele greu de izbutit omenește să le lăsăm cu încredere în seama lui Dumnezeu și să nu ne sprijinim pe acțiunile noastre omenești, iar El va face ceea ce este mai bine. Și pentru orice lucru pe care vreți să-l faceți, să spuneți întotdeauna, dacă vrea Dumnezeu, ca să nu plătiți ceea ce a plătit unul cândva. Cineva se hotărâse să meargă la via sa ca să lucreze. Mâine dis de dimineață mă voi duce la vie, îi spuse femeii lui. Dacă vrea Dumnezeu, vei merge, îi răspunde aceea. Vrea ori nu vrea Dumnezeu, eu voi merge, spune iarăși acela. A doua zi a pornit de cu noaptea. Pe drum însă a început o ploaie atât de puternică încât a fost nevoit să se întoarcă acasă, nu se luminase încă de ziua. Bate în ușă, cine este? Întreabă femeia lui. Dacă vrea Dumnezeu, sunt bărbatul tău, răspunse acela.